Astăzi, 23 aprilie. Să ascultăm. Un minut și un pic cu trilurile astea. Acum când voi da colțul, prim soliste vor fi ciorile. Ia uite și gândăcei ăștia, măi. Ce-i mai pândeam când eram copii. Ei acum asla au treabă. Ce pești plin. A cui hrană ar mai fi și ăștia, nu știu. Au unor în aripate, negreșit. Uite, aici iese cu tractorașul. Pe aici iese. Ia uite. Yes, 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 yes. Bine, iar domnul ăla pe care l-am confundat zilele trecute. Da, era domnul cu cățelul. Nu doamna cu cățelul, domnul cu cățelul. Încă o dată, cum au, uite, marginile astea. Ia uite. Și cățelușul a mâncat ceva, nu știu ce, dar nu bine. Nu cred că era bine. Ia uite, s-a supărat pe el și îl ceartă pe cățel. Aici am găsit o buruiană. Are floricele frumoase. Buruiana asta l-a certat și l-a pus în lesă. Gata. Nu ești cu minte? Te pun în lesă. N-a ascultat cățelul. Nu se mai vede. Gata. Ascuns privirii. Te poți piti. Acum încă mai poți trece, dar după aia nu mai poți. E mai multă lume astăzi, că e și mai cald. După ploile astea, ce-o mai plouat. Torențial. Asta trebuie să fie un mălin. Așa parcă se chema arborele astea. Cât cunosc eu, încerc să învăț, dar nu le țin minte. Sunt așa de asemănătoare că nu le țin minte. Unde ești tu? Cam asta e. Cam așa e acum aici treabă multă. Pe ele nu le interesează cine vine. Nu mai să nu le strice treaba. Cam așa-i. Asta-i. E bine.